sinceritatea maximă pentru mine înseamnă să pictez cu sufletul la gură. N-are legătură neapărat cu filmul lui Godard, omonim. Adică asta înseamnă emoția pură și pasiune pură și exclude tot felul de alte, cum să zic, abordări estetice. Și atunci când pictez cu sufletul la gură, practic nu ai timp să fii foarte rațional. Inițial, era culoarea ca, cum să spun, magmă, ca instinct primar, ca un creuzet din care ai făcut o rețetă cromatică și ai pictat frumos, cum spuneam înainte, pictat armonios. Însă ăla era un drum închis la tot laboratorul ăla cromatic, pastelat, fiindcă eu sunt perceput ca un colorist, dar eu am mai spus, poate sună cumva bizar, eu am ales desenul. Orice copil începe, e o simetrie, începe prin a desena și dacă devine artist, el conchide tot prin a desena și Picasso a avut simetria asta în opera lui, fiindcă la sfârșit erau tot mai sintetice lucrurile și tot mai simple. Însă, de asta spun, culoarea cred că m-a ales pe mine, fiindcă eu eram îndrăgostit de desen inițial. Acum încerc să dau credit cât mai mult desenului, însă e foarte greu să te desprinzi de instinctul de colorist, fiindcă ăla l-ai, cu ăla te naști. Desenul înveți în fiecare zi, în fiecare zi înveți să desenezi. De asta și procesul care se desfășoară în atelier la mine e același, de fapt. Încep printr-o sinteză cromatică, fac o pauză, îmi iau desenul, care uneori poate să fie o temă complementară lucrării în culoare care e în desfășurare și atunci pauza de gândire, ce-i greșit în lucrarea aia, ce-i repetitiv, soluția mea dă desenul stând la masă cu ceașca de cafea, fiindcă aia e faza de introspecție, de gândire, de organizare, de reevaluare a imaginii. Și atunci, sigur, se închide ziua tot simetric, ai început cu pata de culoare care o ai în minte, veniți spre atelier pe jos, cu mașina, și se termină cu o sinteză, ca orice lucrare, începe și se termină. Și atunci, la finalul zilei, de pe canapea, mă mut în fața șevaletului și, de regulă, lucrarea este. Dacă iese sau nu, asta e greu de spus, fiindcă uneori poate să dureze și ani de zile să revii asupra ei. De obicei, când lucrăm după natură, de asta e foarte important și nu e nimic anacronic sau desfes, să lucrezi după peisaj, e fantastic. Doar că aici ar fi foarte dificil să pictez blocurile astea comuniste, ar fi groaznic. Și sigur că lucrez vara, la mare, pe așa tot așa un fel de căutare a luminii, sudului, e foarte important. E ca o cură de detoxifiere a organismului ieșit în natură. Și asta face parte tot într-un calendar anual, așa. Vara lucrez în natură și atunci lucrez în ulei. Și desenez în același timp. Da. Ceartă cu lucrarea, de revenire, de fapt un proces care e același procesul, cum să zic, vieții în sine, aș putea să zic, ceea ce se întâmplă, cum zic, nehotărârea asta,
permanent între linie. Am așa o nedumerire și o nehotărâre zilnic între linie și culoare, între desen și culoare, și asta mă consumă foarte mult. Și de fapt mă aflu acum într-o perioadă în care trebuie să hotărăsc, că nu pot să fi, cum să spun, să ai două relații în același timp. Și relația mea cu culoarea e relație veche, care am vrut să o părăsesc o vreme de la acum. Și acum, de fapt, cercetez niște noi posibilități, noi spații. De fapt, e un risc. E viața însă și un risc și pe că asta exclude orice tip de automatism și de repetiție, chiar dacă inerent în fiecare zi când vine în atelier am tendința de a repeta ceva. Și de fapt asta e, despre asta e vorba, despre facerea lucrării și desfacerea sau distrugerea ei și, cum spunea Pazo, de francez, să nu ucizi pictura. Eu asta fac zilnic, o ucid și o reînvii pe care încerc să o resuscitez. De a găsi noi direcții, noi spații. Altfel, pictura poate să fie un act estetic în sine care reproduci la nesfârșit și faci frumos. Oamenii vor să faci frumos. Chiar seara era cineva care vrea să vadă ceva frumos și a zis că n-am. Eu n-am ceva frumos în atelier, am ceva... Prefer să am ceva care mă emoționează și mă intrigă. Frumusețea, după părerea mea, e în altă parte, e natură și în momentul în care vrei să o reproduci, ai pierdut pariul, fiindcă n-ai cum să te pui cu natura, e clar. Cine poate să se măsoare cu natura, ăla e un artist mort. Trebuie să, cum spunea și Kant, să sufletul se orientează după natură, nu natura după suflet. Nu sufletul se orientează după natură, ci natura după suflet. Asta a făcut-o Van Gogh genial. Primul impuls era inițial, acum vreo 20 de ani, să colorez. Să colorez, care m-a dus spre niște formule perimate și foarte frecventate, cum am spus de atâtea ori, cromatice, cromatologie, laborator, estetică, frumos, contraste, armonie. Desenul trebuie să fie neapărat armonie. Desenul înseamnă spațiu, înseamnă organizare, înseamnă pregătirea pentru un concept nou, pentru o idee nouă. Și presupune și desenul ăla, trebuie să presupune anumite ei, să nu desenezi, să nu-ți asumi studiu sau desenul ca studiu. Desenul trebuie să fie un ordonat, cum zic, o constantă. Nu cred în pictorii, și asta o repet și o să o repet până la nesfârșit, nu cred în pictorii sau artiștii care nu desenează, cu asta nu-s de acord. Dintr-o anumită lucrare nu ești decât atunci când ori ai ucis-o de tot și nu mai poți să-i faci nimic, când ai nenorocit-o, ai ucis-o, ori atunci când simți acea emoție inefabilă care îți dă așa o, hai să nu spun trans, îți dă o emoție și atunci în momentul ăla trebuie să zici stop, fiindcă altfel riști iarăși să faci din emoția aia să o concretizezi, n-ai cum să o concretizezi, n-ai cum să... Ea rămâne abstractă emoția în sine și lasă posibilități multiple de interpretare și privitorului și chiar și ție după aia. Atunci e gata lucrarea. Deci, ori ai ucis-o, ori ai lăsat-o la o expresie nouă, emoționantă și pură. Și cred că ăsta e lucrul cel mai greu. Că e peisaj, că e natură statică, că e compoziție, că e portret, că e
lucrare decorativă, că e... Este foarte dor de lucrurile care nu mai sunt în posesia mea, dar trebuie să-ți asumi și lucrul ăsta, că altfel nu poți evolua, adică trebuie să te și desparți. Și repet, iar e ca în viață, nu poți să rămâi la un nivel constant de fericire sau de la un nivel constant. Să întreții fericirea asta ar fi, cum zic, n-ar mai exista necazul ăla care te pune iară starea de lucru, fiindcă și în viață e la fel, nu? Când se termină ceva, e trist și începe tot timpul ceva nou, o nouă expresie, o nouă relație cu pictura, cu persoana de lângă tine și cred că e un proces firesc, pictura cu viața, cu tine însuți. Trăiește o emoție permanentă, însă cu noi cred că avem așa o doză de, nu de egoism, dar trebuie să ai o doză de detașare, fiindcă dacă ai fi sensibil la, știu eu, părerile unui critic sau percepția publică, automat ai fi un tip care reproduce și vrea să, un soi de narcisism ăsta, adică eu sunt total detașat, eu n-am nicio problemă cu criticii de artă, nici de aici, nici din altă parte. Nu e o citire liniară, cum zic, lectura lucrărilor mele nu e una liniară, adică am pretenția ca privitorul sau cumpărătorul sau consumatorul de artă să descopere, deci nu e un limbaj narrativ liniar care îl citești, ai văzut, ai consumat lectura, cartea, ai închis-o și ai zis, nu. Eu am pretenția de la lucrările mele ca ele să dea o redescoperire permanentă a imaginii, să fie o lectură surpriză. Din felul lui de a aborda viața și pictura, însăși. Abordând viața cum el a abordat-o, a abordat și pictura. Așa înseamnă, nu știu dacă se poate spune sinceritate maximă, dar eu cred că el a fost printre puținii, poate singurul, care a reușit lucrul ăsta să picteze sincer. Și sigur că mă revendic, sau m-am revendicat inițial în anii 98, până 98-2000 cu profesorul meu Nuțiu. N-aș putea să... Eu mă gândesc la el în fiecare zi, mai ales când nu-mi iese lucrarea și nu știu de ce mă gândesc. Nu știu de ce mă gândesc la el când nu-mi iese lucrarea. Când nu-mi iese, nu mă gândesc niciodată la el.